Salutare, băi băieți, și bine ați revenit la un nou vlog cu Brawl Stars. Astăzi va fi ceva mult mai diferit, pentru că vom face un unboxing, fraților, să rezolvăm aici cu sonorul. Deci, da, uitați-vă puțin la boxurile astea. Am 71 de Brawl Boxuri și 6 Beat Boxuri, deci e ceva fenomenal. Și am și la Bull un gadget. Și acum am observat că gadgeturile înseamnă, nu știu, când ești în timpul meciului și când îți pierzi din viața, apeși pe gadget și îți dă viață. Deci e ceva foarte șmecher gadgetul. Deci da, mamă, deci avem un unboxing de 71 de Brawl Boxuri și 6 Beat Boxuri, frate. Da, cum ați auzit, este un unboxing extrem de mare care nu mă așteptam să fie. Dar da, în timp acest vlog vă ajută extrem de mult să nu ezitați să bubuiți acel buton de like și acel buton de subscribe. Și acum să trecem la treabă cu aceste cutiuțe, să le deschidem frumos. Vreau să-mi pică ceva, dacă nu-mi pică ceva, sunt băiat foarte. Dar eu tot cred că o să-mi pice, deci o să-mi pice. Ok. Hai, te rog. Știi că mă pică ceva, e imposibil. Te rog, e imposibil. Deci e imposibil să-mi pice ceva din 7 unde Brawl Boxuri, ești nebun. Ok, hai, frate, te rog, pică-m ceva, te rog, am singura dorință în momentul de față. Te rog, frate. Se mai întâmplă pe aici. Hai, pică-m Brawler, mă, Haide, pică ceva, pică! E ceva imposibil să nu pice. Mamă, frate, mă, te rog. Știu că va pica ceva aici. Mamă, frate, pe bine. Bo, Frank, Colt, Poco, Rau, Rosa, Poco, Car, Barley, Se Primo, Bull, Colt, 3-5. Mamă, frate, te rog, bă, te rog, mă, fi singura mea dorință. Te rog, să pice ceva, mamă, frate, te rog, adică din 71 de cutii, 6 de cutii mai mari, cum să nu pice ceva, mamă, frate, te rog. Dar știi acum cum ar fi șmecher ca din ultimul Brawl Box să pice un Brawler sau din ultimul Brawl Box să pice ceva. Wow. Ai, frate, te rog, pică ceva. Mamă, frate, mă. Te rog. Deci nu vreau să știți cum îmi bate inima ca să trebuie să pice ceva. Mamă, te rog. Pentru că am colecționat Am mâncat bine astea.
poate mânca de vită. Bravo! O, dar pe bune acum. Nu te cred! Nu te cred! Nu te cred! Nu te cred! I-a picat Jack, ești nebun! Ești nebun, era sigur că o să-mi pice ceva. Yes, mă! Bine, mă, bine! I-a picat Jacky. Bă, se poate, mă! Mi-a picat pe și Jacky, mă! Bă, nu te cred! Bă, ai de capul meu! Doi brawler noi, deci nu se poate așa ceva! Nu te cred! Deci este imposibil ce s-a întâmplat! Bă, bă, bossule! Deci din ultimele 3 sau din ultimele 4, Jacky și Pam, deci nu, nu, bă, bă, cât de bucuros sunt, ești nebun! Yes, hai să-i dăm un match cu Jacky, bă, nu te cred, mă! Bă, bine că, bine că a picat din, bă, beatbox-urile alea, bă, bă, ce bucuros. Acum hai să testăm pe Jacky, să vedem cât de bun e, mamă, deci nu pot să cred că mi-a picat doi brawler, e ceva pe bune, ceva, wow, frate, nu vreți să știți, deci pentru mine chiar m-am bucurat chiar foarte mult, deci da, testăm pe Jacky, deci nu pot să cred că am pe Jacky, deci chiar mă doream. Și primul rând era super rar, deci era atât de greu de câștigat, dar da, o să dăm un match cu Jacky și cu Ben, bă, dar cât de bucuros sunt, deci eu nu pot să cred așa ceva. Chiar se descurcă foarte bine Jacky și chiar îmi place de Jacky. Avem și 5708 trofee, foarte bine, foarte frumos, mamă, și câți coini am, mamă, deci am dat un match cu Jacky, acum hai să dăm un match cu Pam, deci eu încă nu vine să cred că mi-a picat doi brawler, deci mie, de când mă joc Brawl Stars, știu, da, mă joc de mamă! Nu știu, nu știu, mi-au picat niciodată doi brawler într-o zi și mi-au picat doi. Ah, chiar îmi place cum, deci îmi place și de Jacky și de Pam, chiar cum fac. Dăm puțină viață dacă tot avem această lucru. Deci am făcut win și cu Jacky și cu Pam, deci asta înseamnă norocoasă. Nu te cred, bă, bă.
avem mamă, deci merge prea bine. Ok, deci acum în momentul de față avem 22 de brawlers, mi-a lipsit brawlers astea, dar sunt foarte bucuros că mi-a picat Jackie și Pen, deci sunt, e ceva wow, frate, adică mie nu mi-a mai picat niciodată 2 brawlers într-o zi. Dar da, nu o să cumpărăm Star Power-ul pe Shelly, poate să le cumpărăm în video următor. Aveam 36 de gemuri, foarte bine. Ok, fraților, aici voi încheia și eu acest episod. Nu este chiar atât de lung, dar da, ceea ce este foarte important este că mi-a picat Jackie și Pam. Deci da, aici vom încheia și în acest episod. Deci da, fraților, nu uitați, foarte important, de like și subscribe. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest video și nu vine să cred că mi-a picat Pam și Jackie. Adică pentru mine e ceva wow. Deci da, eu am fost Matidanco, iar ca întotdeauna ne-am revedea data viitoare. Pa!